cum mai merge piața de carte în România, care sunt diferențele față de anii trecuți, stăm mai bine, românii citesc mai mult. În Europa am văzut că statisticile arată o creștere și a pieței și europenii citesc mai mult decât înainte. Ce să zic, o fie o veste bună că e staționară? Dar cam așa e. Adică una dintre trăsăturile foarte importante și foarte dificil de obținut este faptul că suntem sincroni cu ce se întâmplă nu numai în Europa, în lume. Atât în literatură cât și în non-fiction. Adică dacă este o carte care a avut succes sau care are oarecare interes, e o mică bătaie pe ea chiar și se traduce. Deci, plus, în sfârșit, există mai multe feluri de a publica autorii români. Așa că fiecare an intră titluri noi. Acum, să fim serioși, titlurile noi, să nu le măsurați după ISBN-urile date de Biblioteca Națională. Fiindcă aici e chiar distractiv. Biblioteca Națională a dat ultima dată, ultimul an pe care îl știu eu, cred că 2015 sau 2014, a dat 37.000 de ISBN-uri. Și m-am dus la băieții de la difuzare, zic, mă, voi câte ați primit în librărie? Păi zice, vreo 7-8.000. Deci restul sunt fantome. Acum... Aici intră și literatura de pușcărie, nu? Câteva titluri. Sigur, a avut rolul ei. Din cauza că a scos în fața opiniei publice această problemă. Această problemă a tot felul de broșurele care se numesc cărți și care folosesc la diverse lucruri. Nu pentru câteva zile de libertate, ci pentru... Eu știu, un gradul 2, un gradul 1, un doctorat, un post de profesor, nu știu ce. Mai face acolo 50 de exemplare. Cea mai mare editură din țară, ca număr de titluri, este o editură din Craiova care publică 1500 de titluri, deci de câteva ori bine cât Humanitas. Și care, cum să spun, nu e prin librării pe nicăieri. Deci, să revin. Dacă intri într-o librărie bine amenajată, te sufocă informația. Sunt foarte multe titluri și foarte bune. Bine, nu toate. Deci, editorii tot dau titluri noi. Există backlist-ul, adică titluri care se vând constant. Pot să vă dau exemple de cărți care se vând din 90 și ceva. Constant, până acum. Cu toate acestea, numărul de cititori pe de o parte și cifra de afaceri pe de altă parte nu au o creștere consistentă. Am discutat recent cu Simona Kessler, cu să spunem, mama noastră care știe cel mai bine cu drepturile, ce se vinde, cât se vinde, unde se vinde și așa mai încolo. Și îmi spunea că, dom'le, de vreun an și ceva început să se încălzească, că până acum stăteau. Deci, we hope, să sperăm că va crește. Dar tirajele sunt mici. Eu zic acum să fim mulțumiți că e cât de cât staționar cu ușoară tendință de creștere. Tirajele totuși sunt mici. Aveți un profil al cititorului în România sau a făcut cineva un... Pentru asta trebuie bani și... Doar câteva sute de mii de cititori și... Nu, sunt cam 1.300.000 de cititori. Am înțeles. Din socotelile noastre. Cititor, înțeleg, nu unul care, cumpără o carte din greșeală, că... Dacă te uiți pe Facebook, este o librăreasă foarte haioasă care tot spune diverse poante care se întâmplă într-o librărie, știi? Intră și cumpără aiurea o carte. Nu, cititorii constanții,
într-un fel sau altul, sunt vreo milion și ceva. Iar dacă umblăm la medii, la statistici, ceea ce în sfârșit, deși sunt de cumva din meseria asta, nu prea îmi plac, fiindcă statisticile acoperă asta. Un român consumă pe an 4-5 euro. Da? Cât e un pachet de țigări? Da, 4 euro. Deci, cam asta e. Cam asta e. Adică, dacă faci socoteala, un fumător mediu, nu? Aruncă pe lună cam de nu știu câte ori cât ar acoperi pentru carte. Dacă ar cheltui același lucru pentru carte, ar fi o treabă. Și sunt cărțile scumpe? A scăzut TVA-ul la carte. Da, domnul ministru Ionuț Vulpescu a scăzut TVA-ul, adică el, prin insistențele lui, a scăzut TVA-ul la carte de la 9 la 5%, dar trebuie să-i spunem că în același timp a scăzut TVA-ul general de la 24 la 20, ceea ce e o scădere, având în vedere nivelul mult mai mare. Și eu când plătesc TVA-ul, ce plătesc? Diferența între ce vând și ce cumpăr. Și atunci dacă și ăla a scăzut și ăsta... Deci, sigur, a fost importantă. Important ar fi să fie zero, cum e în Anglia, nu? Una dintre Marea Britanie, unde e una dintre piețele mari, nu cea mai mare, dar una dintre piețele mari europene. Și TVA-ul este zero. Care sunt obstacolele cele mai importante de care vă loviți dumneavoastră ca editori de carte în România, pe piața românească? Vreți să fiu filozof sau să fiu pragmatic? Pragmatic. Bun. Atunci o să fiu întâi filozof. Primul lucru de care ne lovim este că nu avem definiții. Nu știm ce înseamnă autor, nu știm ce înseamnă editor, nu știm ce înseamnă carte. Dacă am ști asta, atunci o mulțime de lucruri s-ar curăța. N-ar apărea 37.000 de titluri, n-ar fi, eu știu, tot românul poet și așa mai departe. Deci, aceste definiții, societatea nu și le-a însușit. Plus că, în legătură cu editorii, nici nu, dacă întrebați chiar oamenii de cultură, o să vedeți că e foarte greu să vă spună cam ce fac. Am văzut recent un traducător foarte onorabil, de altfel, care pe Facebook începuse el să facă socoteli. Că de ce nu ia el $10 pe pagina tradusă? Și spunea, uite, editura face drege, nu știu ce. În sfârșit, nu știa să socotească, nu asta e problema. Problema este că lipsa acestor definiții și lipsa înțelegerii de câte publica afaceri e foarte importantă. Acum, revenind pragmatic, cel mai grav lucru cu care ne lovim industria de carte, da, cred că numai industria de carte, este decăderea fenomenală a educației la noi, a importanței educației pentru viață. Adică omul când pornește în viață, înainte, nu, se bătea, țin minte, bunicul și străbunicul și trimitea copiii la școală. Cu greu, cu nu știu ce, cu hâr, cu mâri, făcea învățători, popă, jandarm, ceva de genul ăsta, nu? Deci încerca să urce. La noi, uitați-vă la ce se întâmplă. Deci, analfabetismul funcțional e în plină creștere. Cred că are, dacă analizați diversi parametri, ăsta are creșterea cea mai mare. Deci, lipsa de importanță a educației adevărate în viața unui om e foarte, e lucru care ne atinge cel mai mult. De ce? Fiindcă, în sfârșit, vrem, nu vrem, ca partea educației, nu știu, mai mare, mai mică, aici părerile sunt împărțite, dar oricum, fără să citești, nu prea poți să
faci o educație de pe Wikipedia și de pe Pokémon. Deci, educația. Al doilea lucru, zic eu, e pirateria. Care e un mod de a descurgere a produselor care le oferim noi, fără ca să ne revină nouă nimic. Pirateria e și ea de mai multe feluri. Există o cultură la noi, chiar la oamenii, chiar la intelectuali adevărați, că, domnule, mi-a trimis și mie cineva pe Facebook, pe Facebook PDF-ul ăla, îl citesc și văd și nu știu. Deci, în America există o educație, ce înseamnă dreptul de autor, piraterie și așa mai departe. Al treilea lucru este modul de relaționare cu instituțiile statului privind cultura în general, cultura scrisă în special. Sunt țări care atunci când au intrat în Uniunea Europeană au negociat ca diversele moduri de sprijin ale culturii să nu fie considerat ajutor de stat. Ce la noi nu e așa. Nu avem o lege a sponsorizării. Se aplică o contabilitate care ne face foarte rău, adică dacă eu am niște cărți și le țin în depozit, ăla zice că e venitul meu. Și deci, în sfârșit, deci relațiile între cultură și administrație sunt, cum să spun, complicate, greu de explicat. Și last but not the least, da? Lucru care e o consecință a tot ce am spus, distribuția. Distribuția este cum? Bucureștiul aproape 50%. Așa ceva nu se poate. Adică te duci la 20 de kilometri de Iași și găsești un sat în care copiii n-au văzut niciodată o carte decât la televizor. De ce? Acasă n-au cărți, biblioteca nu există. În satul lui Marin Preda, biblioteca are operele lui Marx și Engels și așa mai departe. Deci există, dacă faceți o hartă a milionul ăla care am zis eu că sunt cititori și a modului în care sunt plasate distribuțiile directe, distribuțiile prin librării, o să vedeți niște pete albe îngrozitoare. O să-mi spuneți că există distribuția online care e în creștere. Ok, dar, e un mic paradox, care de fapt nu e paradox, fiindcă ca să comanzi online trebuie să fii într-un orășel mare ca să ai acces la internet, să ai puțină pricepere să la chestia asta. Să vină curierul. Ca într-un da, să vină curierul și așa mai departe. Deci, distribuția este, cum să spun, în Ardeal stă mai bine, dar Moldova și sudul țării sunt... Poate e o idee care se vehiculează în România și care în Europa e folosită pe scară largă, aproape cu vreo 5-6 excepții sunt țările în care nu există această lege a prețului fix al cărților. Există argumente și de o parte și de alta. Care ar fi beneficiile și dezavantajele? Da. Sau beneficiile și argumentele contra? Mă puneți într-o poziție dificilă. Era un bancă să nu preluăm mecanic experiența țărilor capitaliste avansate. Așa că una este când vorbești ce se întâmplă în piața germană, care e de 100 de ori cât piața noastră, și alta e când discuți aici. Legea... Să vedem ce ar însemna o astfel de legea prețului fix nu este o noțiune unitară care se aplică peste tot la fel. Sunt variații foarte mari de la o țară la alta. În primul rând, durata în care prețul este fix, variațiile pe care
le poți face în asta, cine le poate face și așa mai departe. Sunt multe, multe amănunte aici. Și fiecare țară s-a organizat în așa fel încât lucrurile să funcționeze. De fapt, despre ce e vorba? E vorba de a elimina încercările de a obține un profit rapid pe seama autorilor și editorilor. Dar, pe de o parte, iar pe de altă parte, acel profit rapid se reflectă puțin și asupra editorilor și autorilor. Și e greu să faci, să faci. Adică eu am un grup de editori care susțin foarte puternic să mergem, să avem, să facem, să rugăm guvernul să aibă o inițiativă legislativă pe tema asta. Și am un alt grup de editori care spun în niciun caz să nu facem asta, că ne distrugem cel puțin pe un an jumate un cash flow. Și au dreptate, din cauza că în momentul în care faci prețul fix, atunci banii care veneau din... Dar ce înseamnă preț fix? Haideți să vedem exact. Păi ce înseamnă preț fix? Înseamnă, o să vă dau un exemplu. O carte, editora o scoate cu 30 de lei. Și imediat după ce o pui pe piață, oricine poate să dea discount în funcție de posibilități. Ori are el subvenții și alte șmecherii, câștigă din altă parte și poate să o dea cu 15 lei, ori are un rabat de la editură care îi permite... Sau ia foarte multe și are un... Da, sau, eu știu, are o listă întreagă de cărți, la unele ca să facă volum face reduceri, la altele nu și compensează și așa mai departe. Prețul fix înseamnă că editura spune că e 30 de lei, toată lumea trebuie să o vândă cu 30 de lei, cu excepții. Ai voie 5% în jos în anumite situații. Editura poate oricând să schimbe prețul ăsta cu un preaviz de, eu știu, o lună, două, depinde de nu știu ce și nu știu cum. Sau o perioadă de un an de zile. Sau... Da, da, dar în felul acesta se creează condiții egale pentru toate canalele de distribuție. E într-un fel, și asta e justificat, că nu poți să obligi librăria care plătește o mulțime de angarale, nu știu ce, să facă ceea ce face cel care distribuie online, fiindcă are alt tip de cheltuială. Dar una peste alta, avantajele și dezavantajele sunt subiecte în discuție. Toată vara asta s-a discutat în diverse locuri. Există încercări de proiecte, nu există niciunul care să aibă, să spunem, asentimentul jucătorilor. Da, se fac legi fără asentimentul jucătorilor, adică. Să vedem ce se întâmplă. Din punct de vedere a editorilor, grija cea mai mare este producerea unui gap de cash flow pe o perioadă scurtă. De ce? Fiindcă nu vor mai veni cele din reduceri, din nu știu ce. Fiindcă oamenii se uită, cât costă, când o să fie rână, mai stăm puțin. Dar pe termen lung, poate... Pe termen lung, corect. Sau pe o piață mare, cum e a nemților. Fiindcă într-o piață mare, editorul are puterea să reziste la așa ceva. La noi ce faci când ăla trăiește din trei cărți? Așa poate o să mai înființeze librării în orașele mici. Da. Am uitat să vă spun la una dintre dificultăți faptul că există o directivă europeană. Nu stau acum să caut numărul exact, care obligă statul să financeze bibliotecile în așa fel încât să plătească pentru autori și editori pentru cărțile care le împrumută. Fiindcă, la urma urmei, statul ce face acum? E galanton, nu? Pe banii noștri. În ce sens? Biblioteca cumpără o carte, e bibliotecă publică, nu? Cumpără o carte, o pune frumos acolo și o citesc 30 de oameni.
Nu? Da? E o problemă socială. Sigur, sunt de acord. Unii n-au și atunci merg la bibliotecă și așa mai departe. În țările dezvoltate lucrul ăsta e rezolvat. Adică există așa. La noi există un proiect pentru treaba asta în care îți pui mâinile în cap. Că trebuie văzut cu diverse regiuni legat de care e mai dezvoltată, care nu știu ce. Deci, practic, ar trebui să anuleze. Și ăsta este un mod de a pierde, de a pierde bani pentru editori. Deci, cam multe. Piața de e-book-uri în România foarte mică. Neglijabilă. Da. Dar și TVA-ul la e-book-uri e foarte mare, de 20%. Da. Am văzut, e o inițiativă la Comisia Europeană să găsească o soluție să aducă TVA-ul la nivelul cărților tipărite. Poate să crească piața asta? Nu cred că doar TVA-ul este cel care afectează. Este să știți că dacă da, cartea, știu, la, știu. Cartea tipărită costă 30 de lei și e-book-ul costă 28. Da, uitați-vă pe toate site-urile că, eu știu, e-book-urile costă mai puțin decât cartea tipărită, chiar dacă TVA-ul e mai mare. Din cauza că editorul nu are alte cheltuieli și se compensează. Ce spuneți este o problemă reală în țările unde, eu știu, ponderea cărților electronice este mare și există această inițiativă și e o luptă foarte puternică și pentru și împotriva ei. Cei care sunt împotrivă zic că asta va crea un precedent pentru o mulțime de alte lucruri, că sunt și alte lucruri care pot fi considerate, etc. Și atunci, dar din câte am înțeles eu de la ultimele discuții de la Federația Europeană a Editorilor, sunt șanse să apară o directivă europeană. Dar asta nu înseamnă că statele o vor aplica imediat. E o directivă. Noi avem nu știu câte care nu le-am aplicat, România. E complicat. Tendințele la Uniunea Europeană nu sunt foarte simpatice pentru piața de carte din cauza lobby-ului marilor distribuitori, Amazon, Google, Facebook și așa mai departe, în care lucrul principal este să înlăture, să miște greutatea părții financiare de la conținut la servicii, fiindcă ei sunt buni pe servicii. Conținutul e făcut de săracii autori. Și cel puțin deocamdată comisarul care se ocupă de așa ceva prea înțelege exact. Am trimis o mulțime de scrisori toate editurile din Europa în care i-am explicat că în sfârșit, cel puțin în cultură scrisă, conținutul este cel important. Sigur că și serviciile sunt utile, dar atacurile merg mai departe. Că, domnule, ce rost au editorii ăștia? Noi putem să distribuim cartea, vine autorul. Nu e așa. Și aici sunt probleme, sunt probleme foarte complicate de rezolvat la nivel european, ca să nu mai discutăm până când ajung la noi. Să vorbim un pic și de lucruri mai vesele. Da. Cum s-a schimbat cumva structura vârfurilor de vânzări? Au apărut un alt tip de bestselleruri scrise de români. Fie, eu știu, dumneavoastră știți cel mai bine că ați avut da. La Curtea Veche vânzări foarte bune. Păi da, da, 3, și 4... fata aia, nu? Din Brașov, cu flutul ei, care a nebunit lumea, nu? Da. Nu numai la noi.
să nu fiu prodomă. Și ce e rău? Nu, cred că e foarte e bine. E foarte bine, adică probabil că cel mai rău este pentru autorii așa zis serioși de la noi, care se uită cu jind. Am avut nu știu câți care mi-au spus câți bani a luat ăsta Godină. Păi da, domnule, ce să spun, dacă stai și muncești un an, jumate, 2 ani să faci o carte, un roman sau o carte de proză scurtă, nu știu ce, și la sfârșit te trezești cu, eu știu, vreo 500 de euro din toată chestia asta. Ăsta stă și scrie câteva nopți niște chestii drăguțe, are mulți pe blog, vinde, eu știu, 60.000 de exemplare, își poate cumpăra mașină cu care să-și epateze colegii. Asta e. Eu cred că e bine. De ce? Am spus asta când am avut eu prima experiență, că nu vreau să spun că eu am pornit treaba. Prima mea experiență a fost cu cartea autobiografică a președintelui Iohannis, Pas cu pas, care a fost o carte de campanie făcută înainte de orice, într-un tiraj mic, nu știu ce, și așa mai departe. Și când a câștigat, a fost cum se întâmplă. Voi știți mai bine cum se întâmplă un astfel de lucru. Și ne-am trezit într-o miercure, nu, la Gaudeamus, că a venit atâta lume încât am blocat celălalt editor și trebuia să mă duc. Băi, scuză-mă, n-am ce vrea, scuză-mă. Nu știu. I-am spus președintelui să știți că durează. Zice, nu mă scol de aici până nu semnesc tot. Și a stat până la 9:30 și a semnat. Ce vreau să spun? Oamenii care au venit să ia cartea lui Iohannis acolo, marea lor majoritate nu veniseră niciodată la un târg de carte. Deci, e un mic avantaj. Măcar au aflat că există, măcar știu unde e și poate unii dintre ei vor mai veni și altă dată. Același lucru sunt cu celelalte cărți. Deci, ce se vede? Că povestea asta cu bloggerii, cu Facebook, cu nu știu ce, și-a produs, ca orice domeniu, vedetele. Că unul are, eu știu, 10.000 de accesări lunare și unul are 3 milioane. La care are 3 milioane de accesări, sigur, nu unice, dar are 3 milioane de accesări lunare. E cineva, adică îl știe cineva. Și atunci mai mulți ne-am gândit că, dom'le, hai să... Poate omul vrea să fie și pe hârtie ca să... Și s-a întâmplat treaba asta și au apărut mai mulți. Din nou, același lucru. Atunci când la polițistul ăsta, domnul Marian Godină, un tip foarte inteligent și foarte curajos, atenție, aici e important. Deci nu flendurit, e curajos. Eu am o listă la oameni la care le trimit cărțile. Și dacă am mai cumpărat, se vede, nu știu ce. Au venit ăștia de la cartea lui Godină, nu? Flash-uri din sens opus. Foarte puțini erau din cei care mai cumpăraseră. Deci, din nou, același lucru. Da, se lărgește aria cititor. Aria de cititor. Ceea ce e un lucru foarte bun. O să publicăm în curând și o carte a unui foarte cunoscut chef, bucătar, Hădean, nu? Care tot așa, foarte cunoscut. Și sper că și acolo se va întâmpla la fel. Am avut înainte de Godină, de fapt, cartea cu care am pornit ideea asta lui Radu F. Constantinescu, tot așa, unul dintre cei mai buni bloggeri de la noi, care, la fel, alt public, și decât al lui Godin, altul. Adică fiecare își are, în sfârșit, marea majoritate a oamenilor într-o anumită zonă. Deci, există. Și ce spuneai că au apărut aceste vârfuri care, în sfârșit, pot să spună academicii că, în sfârșit, asta nu e literatură.
nici n-au zis. Dar își are rolul ei, această activitate, și anume trezește o întreagă categorie de oameni că există pe lumea asta și cartea. Mulțumesc foarte mult! Cu mare plăcere și eu!